În perioada 11 decembrie 2023-3 ianuarie 2024, inclusiv la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură OLT, s-au depus cererile de acord pentru finanțarea aferentă schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2024. Acordul prealabil se emite de către APIA în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În OLT, numărul celor care doresc să utilizeze combustibil subvenționat a crescut. Au fost depuse cererile de acord pentru motorina pe care fermierii urmează să o utilizeze în anul 2024. Termenul de ieri a fost un termen fără aplicarea vreunei penalități. Fermierii la nivelul centrului județean OLT s-au prezentat într-un număr de 1500 care au depus cereri de acord de motorină, cu 50 mai mult decât în anul 2023. Odată cu cererile de acord de motorină, aceștia au prezentat, pe lângă alte documente de identitate și lista suprafețelor și culturilor, acestea trebuie să fie și să se regăsească în cererea de plată unică pe care ei urmează să o depună la APIA în anul 2024. Ajutorul de stat la motorină se acordă prin rambursarea diferenței dintre acciza standard și acciza redusă aplicată la motorina folosită în agricultură. Beneficiarii de acord de motorină pot să depună în continuare aceste cereri de acord în cursul anului, dar cu aplicarea penalității respectiv se va scădea luna care, diminuarea lunii respective în care ei depun această cerere și nu vor beneficia decât restul anului care rămâne de la data la care depun cererea de acord. Pentru anul de cerere 2023, plata subvenției la motorină a fost în cuantum de 1 leu și 50 de bani pentru un litru. Pentru 2024 nu s-a stabilit valoarea ajutorului financiar.